Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi. Pentru a afla dacă un număr este sau nu prim, trebuie să căutăm și să numărăm divizorii lui. Dacă numărul divizorilor este exact 2, atunci spunem că numărul respectiv este prim. Conform acestei definiții, numărul 40, de exemplu, nu este prim. Divizorii lui sunt 1, 40, 2, 20, 4, 10, 5 și 8. Observați că în momentul în care am găsit, de exemplu, divizorul 2, am împărțit numărul 40 la 2, am obținut 20 și am spus că și acest 20 este divizor al lui 40. Poate vă folosiți de această idee în viitor. Oricum, numărul divizorilor este 8 în cazul numărului 40, deci 40 nu este prim. Dar numărul 17 este prim pentru că divizorii săi sunt doar 1 și 17, deci exact 2 divizori. Și atunci spunem că 17 este un număr prim. Desigur, pentru un număr mai mare, este puțin mai greu să spunem dacă este prim sau nu, dar putem căuta divizorii, de exemplu, cu ajutorul calculatorului de buzunar. Hai să vedem. 943. Ce credeți? Oare este un număr prim? Nu se împarte la 2, se vede de la distanță, pentru că este un număr impar. Nici cu 3, pentru că suma cifrelor sale, 7 și cu 9, este 16, deci nu se divide cu 3. Cu 4, nu, pentru că ultimele două cifre nu se divid cu 4. Cu 5, nu, pentru că nu se termină în 5 sau 0. Am putea eventual încerca cu 6, dar nu are rost, pentru că dacă nu a fost divizibil nici cu 2, nici cu 3, cu 6 nu are cum să fie divizibil. Cu 7, eventual. Deci încercăm să împărțim la 7 acest număr. Obținem cu rest, deci nu se pune problema. 943. Și dacă o ținem tot așa, ajungem până la urmă la numărul 23. Și vezi, minune mare, la 23 se împarte. Și rezultatul este chiar fără reste și este un număr întreg, adică nu este un număr prim. Cerință. Elaborați o aplicație în Scratch care citește un număr natural X de la tastatură și determină numărul de divizori ai acestuia. Dacă numărul divizorilor este exact 2, să se afișeze mesajul "Da, ai găsit un număr prim." Altfel, să se afișeze mesajul "Nu, acest X nu este un număr prim." Modificați aplicația creată astfel încât să se afișeze și divizorii găsiți. S-
Să alegem puzzle-ul pentru pornire când se dă click pe steguleț. Am spus că trebuie să citim un număr X natural de la tastatură. Citirea se face cu puzzle-ul, întreabă și așteaptă. Răspunsul trebuie stocat într-o variabilă, în cazul nostru în variabila X. O creăm acum. Și setăm variabila X la răspuns. Vom avea nevoie de o altă variabilă în care contorizăm numărul divizorilor. Hai să creăm și această variabilă. Număr div, să zicem. Număr divizori. Setăm la început numărul acesta la 0. Apoi avem nevoie de un cursor, deci de o variabilă care parcurge toate valorile de la 1 la x, creăm și variabila i. Și această variabilă trebuie să pornească de la 1, cel mai mic număr cu care putem încerca dacă este sau nu divizor al lui x. Desigur, avem un ciclu, o structură repetitivă de genul, de tipul repetă până când și până când i devine mai mare decât x. Adică pentru toate valorile care nu depășesc valoarea x, încercăm să vedem dacă este sau nu divizor al lui x. I mai mare decât x în condiție. Deci repetă până când i va fi mai mare decât x. Un bloc dacă. Restul împărțirii se calculează cu ajutorul operației mod și spunem că un număr este divizibil cu altul dacă restul împărțirii primului număr la cel de-al doilea este 0. În cazul nostru ne interesează dacă numărul stocat în variabila x este sau nu divizibil cu numărul stocat în variabila i. Dacă avem această divizibilitate sau dacă obținem restul 0 la împărțirea lui x la i, atunci avem un divizor în persoana numărului i, ca să zicem așa. Deci va trebui să contorizăm această valoare, adică modificăm valoarea lui nrdiv cu 1. Deci am mai găsit un divizor în plus. Desigur, putem să tragem concluzia dacă x este sau nu un număr prim cu ajutorul unui bloc de tip dacă atunci altfel. Dacă numărul divizorilor, nrdiv,
este exact 2, atunci afișăm mesajul. Da, ai găsit un număr prim. Acest X nu este prim. Trebuie să avem grijă să modificăm valoarea lui I în acest ciclu, altfel ciclul devine infinit. Adică avem modifică valoarea lui I după blocul de testare cu 1. Introducem un puzzle, spune, în punctul în care am găsit un divizor. Aici. Divizorul, aici vedeți că este valoarea aflată în acel moment în variabila i. Da? Deci asta înseamnă că ar trebui să afișăm variabila i. Avem o mică greșeală aici. Încearcă să introduci un număr prim. X egal ar fi mesajul corect și să încercăm să rulăm acum aplicația. Introducem numărul 3431 și apăsăm Enter. Numărul este divizibil cu 47 și cu 73, deci nu este prim. Temă propusă. Creați o aplicație Scratch care afișează toate numerele prime dintr-un interval închis A, B, DA. Succes!